Vedem în începutul Evangheliei după Matei, în partea de început, acest text care descrie nașterea Domnului Iisus Hristos. Vreau să fim atenți la câteva expresii și nu numai din locul acesta, vom merge puțin mai târziu și în alte locuri din Scriptură. Dar în primul rând, mergem la prima parte a primului verset pe care l-am citit împreună, versetul 18, și spune așa: iar nașterea lui Iisus Hristos, și uitați aici expresia aceasta și trebuie să ne raportăm la timpul la care este scrisă expresia, a fost așa. Deci, nașterea Domnului Iisus Hristos a fost o singură dată și nu o să mai fie și nu este nici astăzi și nu o să mai fie niciodată în istoria și nici nu a mai fost înainte să se mai fi născut, să mai fi murit, să se mai nască iară și apoi să se nască. Deci, nașterea Domnului Iisus Hristos este un eveniment unic, este într-adevăr extrem de important. Vreau să precizez de la bun început că este de sărbătorit, deci trebuie sărbătorit, dar este un mod de a-l sărbători, nu ceea ce vedem în jurul nostru, mai ales în ziua aceasta. Ce știți dumneavoastră că este astăzi? Mi-aș dori ca nimeni să nu spună e Crăciunul dintre dumneavoastră. Pentru că e greșit spus, e impropriu spus. M-aș dori ca nimeni dintre dumneavoastră să nu spună s-a născut Hristos. Astăzi s-a născut Hristos. Că nu s-a născut Hristos. Mai sunt acele versuri de prin colindele care se mai cântă. Și vedem că și colindele ar fi poate un lucru de care trebuie să ne legăm de asemenea. Și colindele spun, astăzi s-a născut cel fără de început. Astăzi s-a născut Hristos. Se naște iar un rege. Sau se naște iar Iisus pentru a câta oară. Cum am auzit prin melodiile contemporane. Pentru a câta oară se naște azi Hristos? A 2000 și cât vine? E impropriu spus și vreau să judecăm ca și niște oameni. Vreau să introduc, să zic așa, în contextul discuției noastre, un verset pe care îl găsim scris la Cartea 2 Corinteni și aici vă rog să deschideți toți cei care aveți Sfânta Scriptură pentru ca și dumneavoastră să aveți întemeiat în dumneavoastră faptul că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și nu este ideea mea sau altui om. La 2 Corinteni, la capitolul 5, pagina 1131 în Cornilescu. Știm două versete care se leagă foarte bine împreună. Versetele 15 și 16, unde Dumnezeu spune în felul următor: și El, adică Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Vreau să spun că lumea îl cunoaște pe Hristos într-un fel. Deci există felul lumii de a-L cunoaște pe Hristos și există un alt fel diferit de acesta de a-L cunoaște pe Hristos. Exact așa cum spune Dumnezeu prin acest text. Deci, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Dar cum îl cunoaștem pe Hristos? Știu că poate vă sună la un moment dat banal și ați spune la prima vedere în inima dumneavoastră, dar eu nu fac așa ceva. Dar se strecoară și s-a strecurat deja în creștinătate această idee a pruncului care stă în iesle, tabloul magilor din răsărit pus în perete cu niște raze, îl vedem așa cum bat așa, pe bietul prunc stat în iesle. Eu știu că an de an noi discutăm lucrurile astea. Dar vă spun că este trist și am să mă argumentez cu Scriptura. Este trist, este o afirmație foarte importantă, vă rog să fiți atenți, să o judecați. Este trist să auzim creștinii, acum este perioada de sărbători. Pentru că nu este. Exact cum mai auzeam pe cineva, exact în tonul meu, nu mai zic pe cine, dar exact așa m-am exprimat și la cineva că m-a întrebat, păi și tu ce sărbătorești? Zic, eu sărbătoresc concediu. Că lumea dă concediu. Astăzi e închis pe la servicii, alele spustii, spirit și magie de sărbători și de sărbătoare. Căci astăzi s-a născut Hristos. Deci noi trebuie să fim înțeleși și mintea noastră, noi trebuie să fim clari. Nu putem să ne jucăm așa. Hristos nu se naște astăzi. Ziua de astăzi nu este menită pentru a sărbători pe Hristos. Iar dacă vreți să mergem înapoi în istorie, veți vedea de unde s-a început cu acest Crăciun, cu această magie a sărbătorilor. Sunt lucruri păgâne. Eu cred că s-au mai discutat lucrurile astea. Haideți să revenim puțin.
calendaristic vorbind, inspirându-ne din istoria trecută, din cei care au scris-o, n-are nicio legătură perioada aceasta cu nașterea Domnului Iisus Hristos, decembrie, n-are nicio legătură. Nu știu, septembrie sau iulie, nu știu exact care dintre ele, dar nu are nicio treabă cu decembrie. Ci înaintașii noștri creștini au hotărât să facă așa, într-o încercare de a îi aduce mai aproape sau de a ajuta pe cei păgâni să se convertească la creștinism. Au zis, hai să ne legăm puțin de sărbătorile lor, să punem cumva nașterea Domnului Iisus Hristos în contextul sărbătorilor lor, ca să le fie și lor mai ușoară trecerea, că ei plin de sărbători și de tot felul de tradiții, dintr-o dată să vină la creștinism unde nu era sărbătoare, nu era nimica. Uitați-vă la biserica primară, uitați-vă la ei. Cincizecimea Rusaliei, le mai vedeți sărbătorindu-se de ei? Așteptăm iară să vină Duhul încă o dată, se mai coboară Duhul încă o dată, se mai cutremură o dată camera. După aia, viitor la cincizecime, iar se coboară Duhul. Nașterea lui Hristos, mai vine Hristos o dată, mai vine acum. Acum e perioada în care trebuie să fim mai buni. Auzim sau... Aveam de gând să vă citesc câteva mesaje pe care le-am primit pe telefon, ca să vedeți și dumneavoastră ce se ajunge. Am primit trimise de oameni care merg la adunare. Să ne strângem în jurul meselor îmbelșugate și să ne bucurăm de bucuria nașterii Mântuitorului. Păi masa îmbelșugată, asta e bucuria pe care o să Mântuitorul. Noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Asta spune Scriptura. Iar apoi ultimul verset la care ne-am oprit când am citit textul acesta din Matei spune așa: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Spuneam că este ceva ce trebuie sărbătorit. Da? Noi sărbătorim în continuu și vă amintiți, poate sau nu vă amintiți, dar v-am promis anul trecut că anul ăsta, în perioada sărbătorilor, vom vorbi despre moarte. Și asta o să se și întâmple. Vreau să mergem să vedem. El va mântui pe poporul lui de păcate sale. Cum va mântui? Cu nașterea lui? S-a născut și ne-a scăpat. Că dacă era așa, se ridica Hristosul nostru în slavă și nu mai avea semnele cuilor. Și nu mai avea nimica. El se ridica în slavă direct și noi eram mântuiți. Era așa de simplă lucrarea. Nu. Noi mergem și știm că plata păcatului dintotdeauna a fost moartea. Ce s-a întâmplat? Omul nu a ascultat, a căzut și spune, Dumnezeu a spus clar, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Omule, mori. Iar el a mâncat. Plata păcatului este moartea. A urmat perioada aceea vechiului legământ, în care am văzut că sângele de tauri, de țap, cum se exprimă în Scriptura, avea acea putere să acoperă, numai atâta. El acoperea ca Dumnezeu să nu vină cu mânia și să-i spună direct, păcat, mori, păcat, mori. Atât a făcut legea. Iar la un moment dat, când Domnul Dumnezeu care a instituit legea spune, m-am săturat de sângele țapilor și m-am săturat de lucrul ăsta, nu vedeți că voi uniți sărbătorile cu nelegiuirea? Eu v-am făcut sărbătorile și voi le faceți în nelegiuire. M-am săturat de ele, numai. Și a venit Hristos. Iar Hristos a făcut ce n-a putut să facă vechiul legământ, vechea preoție, vechea lege. Hristos a împlinit toate lucrurile astea, el singurul, și a murit și asta este de sărbătorit. Păi, dacă Hristos nu se năștea, nu putea să moară, da? Dacă nu murea, nu putea să învieze. Deci, dacă Hristos rămânea doar născut, nu ne-a ajutat cu nimica. Dacă Hristos se năștea și murea în același timp, nu ne-a ajutat cu nimica. Dacă Hristos a murit, s-a născut, a murit și a înviat, asta este nădejdea fiecărui credincios. Iar apoi, cum să nu sărbătorești, cum să nu vii? Și noi în continuu mergem și luăm frângerea pâinii. Biserica Ortodoxă o numește Sfânta Împărtășanie. Se face când? La Paști. Poate și pe la Crăciun, care mai merge, dar la Paști merge lumea să ia păștițe, nu? Sfintele păștițe. Noi nu trebuie să râdem de ei. Ei au o formă de a-L cunoaște pe Hristos, dar cunosc în felul lumii, săraci. Nu știu, nu cunosc, nu înțeleg, nu le explică nimeni. Ce spune famenul? Cum să cunosc dacă nu-i nimeni să-i explice? Tocmai de aceea avem și noi datoria noastră de a vesti mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Mai sunt câteva mituri, le-aș numi, fiindcă nu s-ar încădea în alt termen. Cei trei magi l-au răsărit, trei păstori se întâlniră, dar nu știu dacă cineva poate să dea un exemplu sau un verset din Sfânta Scriptură în care să văd și eu că erau într-adevăr trei magi. Spus și eu că erau într-adevăr trei păstori. S-ar putea să fi fost 25 de păstori, sărmanii abia să aibă loc pe acolo. S-ar putea să fi fost 10 magi, că au adus trei tipuri, sau aur, smirnă și tămâie, daruri în trei tipuri. Da, de acord, dar poate erau 10 magi săraci. Nu putem să știm câți erau. Poate erau numai 2. Și s-a ajuns să se facă versuri de colind. Găsiți-mi iarăși în Scriptură colind. De unde vine? Sau de unde s-a inspirat creștinătatea când am început să cântăm colinde?
Haideți să o luăm puțin că suntem creștini, spunem că suntem copilul lui Dumnezeu și spunem că vrem să fim o mărturie pentru lume. Unde vedem noi în Scriptură poruncile lui Hristos să colindați? Și ce sunt colindele dacă nu doar o asociere cu această sărbătoare păgână? Revin. Creștinii s-au folosit de o perioadă de sărbători păgână pentru a încerca să le facă asta în urmă cu mulți ani. În anii 300 aproximativ, 400 după Hristos. Deci 1000 și ceva de ani în urmă. Ca să încerce să-i convertească pe acei păgâni care erau plini de sărbători și zice, hai să ne asociem cât de cât așa, să vadă și ei că na, s-a născut Hristos, să sărbătească pe el în loc de Dumnezeii lor, de zeilor păgâni. Asta este Crăciunul. Știți cum vine Crăciunul în altă limbă, da? Christmas. Și vine de la termenul Christ, care este Hristos, da? Iar acum nici măcar Christmas nu-i mai zic, în engleză este termenul, îi zic Xmas. X liniuță mas. În loc de cum era înainte, Christmas. Nici măcar asta nu e important, că inițial au spus, hai să lege de numele Hristos această definire Christmas. Nu i-a zis Crăciun. Acum îi zic Xmas, au pus pe Hristos cu un X. Atât de important e Hristos pentru ei că a ajuns ca un X acolo. Dar e sărbătoare. Haideți să mergem peste tot și vedeți lucrul ăsta, eu cred că trebuie să ne întristeze. Nu trebuie să fim bucuroși. Noi nu avem treabă să ne bucurăm în zilele acestea. Da, eu mă bucur de concediu cel mai mult. Am și eu liber și pot să stau liniștit acasă, mă întâlnesc și eu cu mai toți, că toată lumea e liberă. Asta da, asta merge sărbătorit, că e o dată la nu știu cât timp. Mai degrabă asta. Dar să stăm să ne aliniem un ton cu ei, auzim lumina sărbătorilor să facă din sufletele noastre... Dumnezeu mai știe ce, că sunt tot felul de exprimări și de... Trimise de oameni creștini. De Paști vine mesaj de la oameni creștini cu iepurașul. Iepurașul mustăcios, cel mai mare norocos, bagă mâna până în ghete și îți aduce noroc tot anul. Ce treabă are iepurașul? Ce treabă ăsta e? Sau vorbim de spiritul Crăciunului, magia sărbătorilor, pe ăsta e spiritism, dacă este așa. Care e spirit? Că e un spirit, un drac. Care bântuie și care tot învârte la oameni. Este, eu cred că este. Și ne face să sărbătorim pe el. Ia uitați aici, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa și nu mai este. La vremea hotărâtă de Dumnezeu și planul Dumnezeu de mântuire nu se învârte așa în jurul sărbătorilor. Dumnezeu are totuși rectiliniu uniform, ca să mai exprim în termeni matematici. Și toate lucrurile sunt bine definite pe axa numerilor naturale, ca să zic așa, da? Deci toate lucrurile sunt... Noi nu mai sărbătorim astăzi nașterea lui Hristos. Noi sărbătorim zi de zi și timpul de astăzi și formatul timpului și a serviciilor de astăzi ne fac să ne întâlnim doar duminica la frângerea pâinii. Ei se întâlneau, de fiecare dată se întâlneau biserica primară, de fiecare dată luau frângerea pâinii. Ei și-aminteau, atunci ce și-aminteau? Vă spun că și-aminteau și naștere, și-aminteau și moarte, își aminteau, ei îl cunoșteau pe Hristos, și-aminteau și traiul lor și și-aminteau și faptul că ei sunt răscumpărați prin moartea Domnului Iisus Hristos. Ce este frângerea pâinii? Este doar o poruncă să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să beți de fiecare dată, să vă amintiți ori de câte ori beți din paharul meu. Doar așa o poruncă, așa cum zicem noi de multe ori. Este pentru noi făcută frângerea pâinii. Cum a făcut Dumnezeu dintotdeauna de altfel. Uitați-vă și în vechime, legea veche testamentală, aducătoare de osândă, cum spune Scriptura. A fost făcută doar așa ca să zică noi, să nu ucizi, să nu spargi, să nu furi, să nu gândești. De asta a fost făcută legea. N-a fost făcută ea tot pentru om, tot pentru binele lui. Uite, să ai și tu cunoștință de păcat ca să nu mori. Uite, ca să știi și tu, ea îți va aduce o sândă dacă vei păcătui și vei fi în regulă dacă o respecti. Dumnezeu n-a făcut niciodată lucruri așa să facă, să dea acolo. Faceți aia, faceți aia. Rânduială în biserică. 2, 3, 4, tu colo, acolo, acolo. Aia e rânduiala mea. Nu. Dar Dumnezeu toate lucrurile sunt cu un scop. Nașterea a avut scopul ca Domnul Hristos să vină din slavă, căci nu putea muri, să vină în formă de om aici, să devină muritor, a devenit în locul nostru muritor, și murind să învieze, pentru că dacă cineva nu plătea păcatul în felul acesta, astăzi nu mai aveam niciun fel de... Acum hai să mergem înapoi. Astăzi este în calendarul omenesc ziua de Crăciun. Da? Astăzi este 25 decembrie. S-a închis orice magazin, s-a închis orice treabă, toată lumea este acasă, s-a strâns în jurul mesurilor îmbeșugate. Vreau să vă întreb, n-am nicio treabă cu masa îmbeșugată. Vreau să spun doar, nu asta e importantă. Apoi vă spun sincer, vorbeam de contextul concediilor. Păi ar fi culmea să vină acum să... Normal că mănânc și eu ceva bun cu toți cei care sunt în jurul meu. Mai nu-i sărbătoare. Înțelegeți dar ce zic. Nu sunt să ne căutăm scuze și acoperiri ca și creștini. Noi să fim foarte bine temeiați. Noi nu sărbătorim, sau dacă nimeni noastră aveți astăzi gând de sărbătoare,
Eu nu zic acum greșiți sau nu greșiți. Luați Cuvânta Scriptură și vedeți unde v-a poruncit ori Domnul Iisus în viața de pământ, ori, haideți să mergem direct, unde a poruncit Dumnezeu bisericii lui, ne orientăm foarte mult și ne legăm foarte mult de biserica primară în teorie, haideți să vedem și la practică. Unde îi vedem noi pe ei sărbătorind lucrurile astea? Erau strânși toți împreună și sărbătoreau nașterea Domnului. Nu lipsea din decor tabloul cu cei trei magi ca să aduc aminte de, și cei trei păstori ca să aduc aminte de Iesla Sfântă Binecuvântată, care acum este cântată ca și tron. Sfântul tron, Sfânta este noaptea Sfântă Binecuvântată. Noaptea nu e sfântă. Nici măcar Hristos, Hristos nici măcar bun a zis că nu este. Ai spus, ce mă faci pe mine bun? Noaptea nu e sfântă. Ieslea nu e sfântă. Paiele nu scurate. Nu e. Și mai mult decât orice, noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Lumea îl vede astăzi pe Hristos ca bietul prunc care are nevoie de ajutor. Deci, haide să nu mai ne referim la lume, că n-are rost. Noi știm că este întuneric. Auzim cântări creștine, cântându-se și prin colinde și prin alea. Și încet copilașul adoarme zâmbind. Au, ce bine e la copilaș, se simte așa de bine pruncul. Pruncul-i dus de mult. Acum Hristosul pe care noi îl cunoaștem și nu în felul lumii, este un Hristos plin de putere, plin de slavă, care stă și milocește la dreapta lui Hristos. Ăsta este Hristosul de astăzi. El nu mai este prunc. A fost prunc de mult și n-a avut nevoie de mila nimănui. Dumnezeu putea să-i dea orice vrea. N-a avut nevoie de ajutorul nimănui. Nu, scoți sabia! Tai urechea. Stai, mă, că dacă vreau chem legiuni de îngeri, mă, Pete, ce te chinui tu cu săbioaca aia ta să dai după urechile oamenilor? Eu chem o legiune de îngeri și m-a salvat de ei. Nu-mi trebuie mie așa ceva. Bagă-ți săbioaca în teacă acolo și du-te cu ea. Nu, ăsta e, nu-i nevoia mea asta de tine. Doamne, îmi dau viața pentru tine. Și capotează în a spune simplu. Da, am fost și eu cu el. Nu-l cunosc pe omul ăsta. Ăștia sunt creștinii de astăzi. Chemarea noastră, noi trebuie să o înțelegem. Se face foarte multă speculație iarăși astăzi pe peisajul Iesli, apoi merge mai departe, magii la Ierusalim, Irod. Toată lumea astăzi își amintește și de Irod. A, Irod, aia împăratul. Au mers magii la Ierusalim, păstorul, căpetenia poporului, s-au dus pe alt drum. Și toată povestea asta este așa de fermecătoare, de parcă citim prâzul acel voinic și merele de aur. Exact ca și o poveste. Au venit magii, vedem toate cărările pe acolo, ne imaginăm noi prin cărțile aia, o stea desenată mare, frumoasă, care merge înainte. N-are nicio legătură. V-ar trecut prin cap gândurile astea. Sper să spuneți tot. Nu mi-a trecut prin cap. Nu m-am gândit la așa. Vorbești prostii. Dădea Dumnezeu să vă pe toți că spuneți lucrul ăsta în mintea voastră astăzi. Gândul este simplu, nu vreau să mă lungesc. Eu m-am legat strict de acest aspect și v-am promis anul trecut. Vreau să ne uităm când privim la nașterea Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne uităm la moartea Lui, vreau să ne uităm la învierea Lui, vreau să ne uităm la mijlocirea Lui. Știți cât de important este acest act al mijlocirii? Știți câți oameni zac astăzi fără speranță și cu teama că Dumnezeu i-ar putea pierde din mântuirea lor oricând? Pentru că ei nu știu că au un mijlocitor? Știți cât sunt? Știți cu câtă înverșunare își vestesc Evanghelia lor în felul ăsta? N-au niciun orizont, nicio speranță. Nu, mă lupt până la 50 de ani. Dacă la 51 de ani am căzut, s-a pierdut mântuirea mea, s-a pierdut totul. Tot s-a dus. Asta e mântuirea pe care o văd ei că o oferă Domnul Hristos. Păi și Hristos, ce mai am suferit atunci dacă noi eram oricum niște sărmani de noi, oricum nu suntem în stare să ne ducem mântuirea? Păi nu, că spune, duceți-vă mântuirea până la capăt. Și tot felul de, nu avem timp acum să intrăm în ele. Nu avem timp să intrăm în ele. Lumea zace în cel rău. Creștinii încep să-și piardă din nădejde. Se împiedică pe cale și pierd mântuirile și își pierd ce n-au de altfel, ce n-au avut niciodată. Când privim la nașterea Domnului Iisus Hristos, vreau să privim la moarte, vreau să privim la înviere, vreau să privim la siguranță, la certitudine. Noi trebuie să legăm lucrurile astea, noi trebuie să înțelegem. Păi de ce e important că s-a născut? Dacă vreți să arătați cu adevărat, sau dacă vrem, haideți să nu vorbesc la persoana a treia sau la a doua, să vorbim, dacă vrem să arătăm cu adevărat că ne pasă atât de mult de Hristos, lucrul ăsta nu se va vedea în ziua aceasta. Când vă spun că toate adunările sunt pline. Și asta spune ceva. Nu putem să stăm orbi. Asta spune ceva. Cum se umplu adunările numai în zile de Crăciun, în zile de Paște, vorbesc de adunările creștine? Nu ne referim la practica omenească de Paște, de Crăciun, mă duc și eu la biserică. Vorbesc de adunările creștine. Cum de atunci e plin? Cum de ziua aia atunci când toată lumea vine la adunare? Pentru că e ceva în neregulă. Nu se poate. Măi, nu, se nimere un an. Hai că acum. Se nimere al doilea an.
hai că sunt concedii, hai că sunt și ne mai sunt nimeni toți pe acasă, se nimere în continuu. Dar dacă vă duceți peste tot, sărbătoare, ca să nu mai spun că sunt ghirlande prin adunare, bradul pus în adunare. Vă spun, brăduțul în definiție e unul frumos. Puneți-l la vară în casă. Vara am pus un brăduț din instalație micuț în cameră și am dormit cu el și a fost așa de frumos. Magie. Așa de frumos a fost, vă spun. Puneți-l vara, brăduțul, și n-are nimeni nimic împotrivă. Brad în adunare, ghirland în adunare, instalație, și ce sunt instalațiile? Și ce sunt luminile așa? Pe care le vedem puse și pe casele noastre? Și ce sălea? Lumina nașterii Mântuitorului. Asta e cel mai că sunt. Fie lumină. Mergem pe stradă și nu mai ai nevoie de farurile astea de la primărie, de becurile astea care bat, că sunt luminate casele și e bulevard ca Las Vegas. Magia sărbătorilor. Haideți să, nu vreau nici să fiu ipocrit, nu vreau să fiu așa. Haideți să judecăm puțin. Măi, care-i treaba? Ce pun eu instalația aia pe casă? Mă asemăn în tonul sărbătorii? Ce sărbătoare acum? Ce? Nu există așa ceva. Noi vedem aici a scris un text simplu, Dumnezeu așa de ușor spune textul acesta. Da, povestește și de magi, de iroci, povestește și așa istoria lui Hristos. Nu ca să o luăm ca și istorie să ne amintim veșnic istoria, că pe noi nu ne mântuiește amintirea istoriei lui Hristos și a nașterii și cartea neamului. Au și importanța lor, dar ăstea nu mântuiesc. Vedeți dumneavoastră, dacă vrem să sărbătorim ceva în fiecare zi a vieții noastre, nu numai astăzi, nu numai duminica, în fiecare zi noi sărbătorim răscumpărarea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. Asta este important. Căci dacă eu știu că acum sunt pierdut, Hristos n-a murit, n-a înviat, sau a murit și a înviat, dar eu n-am nicio răscumpărare prin El, ce să sărbătoresc? Ce să spun aleluia, cântă îngeri în cer? Ce să spun dacă eu sunt salvat? Eu merg în ea și mor. Mă prăjesc acolo, în foc. Cum să sărbătoresc prăjirea mea în foc? E impropriu, e absurd. Eu sărbătoresc faptul că într-o zi, când cei care n-au crezut vor vedea totuși focul ăla, eu voi fi absolvit de el. Eu știu că îl merit, eu știu că faptele mele mă duc spre iad, pentru că acolo mi-e locul meu, pentru păcatul care este mine, dar știu că locul meu nu mai este acolo din cauza lui Iisus Hristos. Iar eu sărbătoresc nașterea lui în felul acesta, sărbătoresc moartea lui în felul acesta, sărbătoresc învierea lui în felul acesta. Astăzi nu e Crăciun. Azi este duminică și este o zi în care ne-am întâlnit foarte mulți și ne bucurăm. Pentru că Domnul Dumnezeu este în mijlocul nostru, credem lucrul acesta, pentru că El vrea să ne uităm în cuvântul Lui și pentru că El vrea să nu-L cunoaștem pe Hristos așa cum îl cunoaște toată lumea. Lumea îl cunoaște pe Hristos. Lumea îl colindă pe Hristos. Vă amintiți, cei care mai cunoașteți și cu aceasta închei, cântarea fratelui moldoveanu? Duci tu tot un Iisus de hârtie, de hârtie. Nu? Nu mai știu exact dacă știu. Dar tu, frate credincios, porți tu pruncul, mai știe careva melodia? Porți tu pruncul ce trăiește? Duci în tine un Hristos? Duci în tine un Hristos care crește? Și din zorul până în apus? Ei duc lumii un Hristos de hârtie. O stea în vârful bradului de hârtie, un brad de multe ori din hârtie și el, totul de hârtie. Și hârtia când va intra în foc, o sardă. Vă spun un tip. Faceți-vă atunci din aur, când foc nu mai arde. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Nu vreau să fim niște oameni care sărbătorim o dată cu lumea. N-avem ce căuta împreună. Asta nu e sărbătoarea lor. Revin. E o sărbătoare păgână. N-are ce căuta creștinul în viața credinciosului. N-are ce căuta termenul în mesajul text pe care îl trimitem. Crăciunul, sărbătoarea Crăciunului, sărbătorile n-au ce căuta în SMS-ul pe care noi, cei tineri, obișnuim să-l dăm unii la alții. N-au ce căuta în limbajul uzual al celor care se întâlnesc pe stradă. Sărbători fericite. N-au ce căuta. Nu există. Nu sunt de la Dumnezeu. Orice trece peste cuvântul lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.